Ia încearcă să uși tu. Nu, încearcă mă să vezi. Să vezi că nu, nu-i posibil. Da. Na, e nicio șansă. Nicio șansă. Puteți urca? Da, sigur. Deși nici asta nu e bine făcută, trebuia să fie la nivel. La nivel, nu? Și cum știm care e sensul de mers încotro vrem să mergem? Simplu, din principiu știu că linia, prima linie merge către centru, cealaltă către... Dar la traversare la stradă, fără avertizorul sonor? Fără avertizor, deci încă revin la ideea că trebuie să și cunoști, adică bun, dacă știi cât de cât orașul... Uh-huh. De pildă, acum vine tramvaiul. Vine tramvaiul, da. 18, da. Da. Asta este un tramvai care n-a anunțat nimic. În capăt de stație, uh-huh, ar putea fi un stâlpuleț mic, un sistem care să, printr-un anumit sunet, să anunțe că acolo este o stație. Da, vedeți? Complicat și cu butonașul. Da. Și acum ar trebui să anunțe. Urmează stația, nu? Nu, no, asta nu anunțe nimic. Normal, ar trebui să le memorați. Da, eu cam știu, după cum întoarce tramvaiul, după oferirii, după semafoare. Și dacă e aglomerat? Dăm în picioare, cum se poate, ne adaptăm. Acum trebuie să traversăm. Da. Uh-huh. Aici probabil că se avare, poate va fi și o rampă. Uh-huh. Mergem. La vreodată să ai vreun eveniment? Da, 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 mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Mi s-a întâmplat, de exemplu, la, pe Horia, semaforul nu mergea și era un domn care dirija traficul și... Cum zic, eu l-aud, dar eu nu înțeleg toate semnele lui, da. Și mașinile erau oprite și am vrut să trec. Mașinile de pe prima bandă stăteau pe loc, cele de pe a doua bandă au început să meargă. Și atunci mi-au prins bastonul și mi l-au îndoit. Mm-hmm. Am trecut până la urmă pe partea cealaltă, m-am oprit să mi-l îndrept și a venit domnul și tot de mine s-a luat. Punem peste tot unde sunt zone circulate mai des, semafoare, covoare tactile, atenționări cum pentru intrat într-o stație de autobuz sau de tramvai, în orice tramvai, dacă nu e nou și în astea mai vechi, poate sunt niște sisteme de anunțare a stațiilor și în autobuze. Mergem până după colț să ne arate domnul Mihai o mega rampă. O să vedeți o rampă care este făcută numai formal. Numai formal ca să nu ia amenda, domnul Mihai. Exact, ca să scape de amenda. Deci e gândită bine, numai că e nefuncțională. Păcat de atâta cheltuială acolo. Să intrăm în farmacie, ce ziceți, domnul Mihai? Numai dacă întrebăm, să vedem pe unde ne dă voie să intrăm. Păi nu cred că ne dă dacă voie o rampă. Uitați, și puteam să facă rampă pe stânga. Acum, de bine de rău, am mai început să umble Imperiu, dar să încerci să te urci într-un tramvai de tip vechi, da, cum faci? Deci acolo este imposibil. Da, aici este o rampă de stasul internațional, 1-6, deci asta e... Așa ar trebui să aibă cam toate instituțiile toate, publice, da. Corect? Da, ce da. Frumos! Colegul poate să urce foarte bine. Aha. Se prinde bara anume, acolo să se poată ajuta să... Și, da, de exemplu, la un magazin, nu e corect să trimitem un vecin să ne cumpere haine când, dacă are o rampă, mergem și o alegem noi. La refugiile de tramvai, da, e loc foarte puțin rămas când traversezi strada, ca să te urci în tramvai. Nu e un pericol? Eu am pățit asta
când am coborât din Imperiu, peronul era îngust și am dat în gardul ăla de protecție lateral. S-au făcut anumite rampe care costau niște bani și care practic stau moarte, nu sunt folosite. Da, vedeți că are pentru cățel, vedeți? Ceea ce e frumos că are, da. E bine și pentru cățel, dar... Noi suntem mai importanți ca un cățel. Deci, de când am mers noi din colț de la UTA până aici, în afară de Alfa, de Alfa Bank, da? Nu e una care să aibă... Exact, să fie corespunzătoare, stasul. Atunci când ai o autorizație să se facă un magazin, ar trebui, în mod normal, în proiect, în să existe rampa, nu? E legal așa. Și chiar dacă respectivul caută să înșele, să fie verificat dacă e făcut la stasul care trebuie. Și atunci... Dar vi se pare că e verificat cineva?